astăzi la bar. Da. O aștept să vină, da, da. Co? Bă, nu fi nebun, sper să fie o bunăciune din aia. Bă, dar nu fi prunz, bă, că dacă e o grăsală, știi cum o împrăști? Hai, mă, că te sun mai târziu. Mă povestesc. Sau cred că te sun mâine. Hai, bă, că doar n-o scot în oraș degeaba, nu? O să-i dau dumneavoastră cu pizza. Băi, ești prost. Tu nu știi dumneavoastră cu pizza, bă? Pe pușe, mâncăm o pizza și apoi facem sex? Și o să zică, vai, nesimțitule, nu! Și o să zic, adică ce? Nu-ți place pizza? Ce, bă? Hai, frate, ne auzi. Hai, ceau. Ciao. Ciao. Narcis. Claudia. Îmi pare bine. Și mie. Ia loc. Mersi. Vrei ceva? Da. O cafea lungă cu lapte. E prima dată când vin la un blind date. Da, e cam ciudată faza. Și pentru mine e tot prima oară. Doar că mereu există prima oară pentru orice, nu? Îmi place ce văd. Frumos ambalaj. Ambalaj. Mersi de compliment, ce să zic. Mă simt exact ca un produs de consum. Spuneți, vreau, cu ce vă servesc? O cafea lungă cu lapte pentru domnișoara. Păi nu mă înțelege greșit, arăți beton, doar că noi bărbații suntem niște vânători, suntem atrași de ceea ce vedem. Să înțeleg că tu acum ai vorbit în numele tuturor bărbaților, nu? Hai, nu râde. Te întreb asta pentru că eu nu sunt în măsură ai cataloga pe toți. Nu de alta, doar că nu i-am încercat încă pe toți. Foarte bine, nici n-ar trebui să faceți una ca asta. Păi n-ar trebui să faceți la fel ca noi. Cum adică? Stai că nu înțeleg. Adică voi aveți voie și noi nu? Pentru un bărbat e ceva normal. Și pentru voi, femeile, e tocmai ok. Înțelegi ce zic. Ați intrat la categoria de femei... Da, nu vrei mai bine să schimbăm subiectul? Mersi. Și cam ce calități ar trebui să aibă o femeie ca să fie pe placul tău? Păi, în primul rând, să aibă o față frumoasă, ochi verzi, părul blond și creț, să aibă niște sâni mari și bombați, așa văd, o talie de viespe, un fund apetisant, și neapărat picioare sexy. Interesant. Ai înșirat numai calități fizice. Dar ai standarde foarte înalte, nu? Și fii atent aici. Dacă mai știe să și gătească, femeia perfectă. Aha, deci cum și cât gândești o femeie, asta nu e important, nu? Că am văzut că nu-i trecut pe lista epitetelor tale. Știu și o glumă bună, fii atent. Ia. Cu cât gândește mai puțin, cu atât vorbește mai puțin. Până la urmă, vorba aia. Tot în dormitor ajungem, nu? Și acolo mai contează mai mult aspectul, nu restul. Știi ce zic? Știu, știu. Da, auzi? Tu știi care e avantajul de a purta o conversație cu o femeie deșteaptă? Ia zi. O femeie deșteaptă știe să-ți dea sfaturi. Așa că ia și bagă la cap. Cum ziceai că te cheamă? Narcis. Băi, Narcis, fii atent aici. Nu-ți mai pierde tu vremea cu blind date-uri. Ia-ți o păpușă gonflabilă, ca aia se încadrează perfect în descrierea ta. Iar pentru faza aia cu gătitul, adaug-o pe Măta la numerele favorite. Da, frate. Da, mai sunat la fix.
Nașpa, frate, era o grăsană de aia infectă. Bă, hai câte sunt mai târziu. Da, vă pot ajuta cu ceva? Cu ce vă servesc? Auzi? Tu ești patronul? Nu, dar... Ai putea să-i transmiți un mesaj patronului tău? Da, sigur. Bine. Atunci am să te rog să-i spui așa. Nu mai aveți hârtie igienică la toaletă. Stai puțin. Spune. Măriță fi arestat. Pentru ce? Pentru ce am făcut incompetentului ăluia, nu? Nu, nu, pentru trafic de frumusețe. Vai, mulțumesc. Vrei o cafea? Nu, prefer ceva mai tare. Desigur, cafea o lăsăm pe mai târziu ca să ne trezim. Perfect. Presim că o să ne înțelegem de minune. Auzi, dar nu mă arestezi, nu? Nu sunt tocmai polițist. Perfect. Pentru că nici eu nu sunt tocmai... Ce? Traficantă. Da? Hai. Ce-ar dori un bărbat? Mersi. Adică, scuză-mă, te greci eu. 22. 22 ce? Poziția preferată. Pe naiba. 22 de operații. Estetice. Wow. Ce? Vezi să nu spui la nimeni, da? Da. Fii atent. Tu chiar ai crezut că minunățile astea sunt naturale? 9 operații nu mai las sâni. Dar a meritat efortul. Ia uite-te și tu. Sunt perfect rotunzi. Da, da. Aproape identici. Perfect rotunzi. Apoi continuăm cu 4 operații la talie și 6 la posterior. Și mai am și 2 liftinguri faciale. Nu știu cum arătai înainte, dar acum ești perfect. Mulțumesc, mulțumesc. Ce-i drept, așa am început să mă simt și eu. Ca o femeie. Perfectă. Perfecțiune întruchipată. Auzi? Am acasă un nes adus tocmai din Columbia. Ce zici, frecăm un nes? Freci tu pentru amândoi? Pentru tine când cu o mână, când cu alta. Ultima înghițitură? Mm.
pe care trebuie să o mai fac. Dar parcă am dubii. Zici și tu, nu-i păcate ăștia 22 de centimetri?